S-a majorat taxa pentru salubritate în Florești, cea mai mare comună din țară. Localnicii vor plăti de acum 8,4 lei pe lună pentru o persoană în loc de 6,5 lei. Valoarea acestui tarif este mai mare decât în Cluj-Napoca, unde locuitorii achită 7,1 lei pe lună. Creșterea prețului a fost aprobată în ședința de Consiliu Local de astăzi, după dezbateri care au durat mai bine de o oră. Propunerea inițială a conducerii primăriei Florești a fost de 15 lei pe lună, dar în urma unor calcule s-a revenit la gânduri mai bune. Ca să stabilim o bază reală de calcul astăzi și să stabilim un preț cât de cât aproximativ egal, dacă înmulțim 1200 de tone care s-au colectat lunar de pe raza comunei Florești cu prețul pe tonă de deșeuri colectate undeva la 300 lei pe tonă. Pune 440 cu TVA. Pune 400 fără rotund, așa ca să fie parțiala noastră. Făcut 400. Și împărțim undeva la 53 de mii, când scria de noi că atâția produc, atâția ar trebui să și plătească, rezultă undeva la 1,4 lei pe persoană. Taxa s-a majorat din cauza unui prejudiciu de 5 milioane de lei, cauzat de aproximativ 25.000 de persoane care nu achită costurile pentru ridicarea gunoiului. Deci am ajuns în situația dată. Am spus-o și o repet. Este vorba despre raportul Curții de Conturi, care corect a constatat un prejudiciu, un minus în bugetul local, în ceea ce privește taxa de salubrizare între venituri și cheltuieli. Motiv pentru care, prin acest raport, Curtea de Conturi a dispus Comunei Florești recuperarea acestor bani în 6 luni de zile. Floreștenii s-au arătat deranjați de schimbarea de tarife. În ciuda faptului că pe rețelele de socializare foarte multe persoane au vociferat, la ședința de astăzi nu au fost mai mult de 10 cetățeni. Sunt surprins că constat că se caută să se acopere un gol realizat de neplatnici, când apune să plătească pe cei care au plătit. Mi se pare total nedrept. După discuții care au durat mai bine de o oră, proiectul de hotărâre care vizează majorarea tarifului pentru salubritate a fost votat cu 11 voturi pentru, 2 abțineri și 5 împotrivă. Prevederile documentului vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2019.